Am venit să luăm pe David de acasă, pentru că în urmă cu câteva zile, presa vuiește că o să ți pierzi casa. Ne spui pe scurt despre ce este vorba, să înțeleagă și telespectatorii? Da, a fost o nebunie totală și am fost la un pas, ca să zic așa, să-mi pierd locuința din cauza mea, recunosc. Ce s-a întâmplat de fapt? Că presa a spus că mama ta nu-ți va mai plăti chiria, că nu sunteți într-o relație foarte bună de câteva luni de zile și din această cauză e posibil să rămâi fără casă. Da, nu știu, ne vorbind cu mama și ne comunicând, n-am știut dacă o să mai îmi plătească în continuare sau dacă o să mai mă susțină din punctul ăsta de vedere. Și normal că mi-am pus niște semne de întrebare dacă o să mai plătească în continuare chiria, plus că neavând contactul proprietarului, nu am știut ce se va întâmpla și normal că m-am întrebat, vine luna de plată și eu nu știam dacă... Practic, nu lucrezi, tu depinzi în momentul de față de mama ta. Dacă dânsa nu te ajută, da? Dacă nu te ajută cu chiria, în orice clipă poți să fii dat afară pentru că nu mai avea cu ce să te întreții singură. Nu, momentan depinde mama, dar ce înseamnă plățile unei case, chirie și... Asta mă refer, atâta, da. În rest, mâncare și... cheltuielile mele și mofturile mele mi le fac... Te mai descurci. Mă descurc, da. Ei, după ce au apărut aceste articole în presă, o persoană a vrut să sară în ajutor. Te-am anunțat despre ce este vorba, despre Angelica, care, mă rog, este dușmanul familiei voastre, dacă pot spune așa. Ea vrea să-ți întindă o mână de ajutor. Ți-ai făcut un bagaj, văd. Mergem la ea acasă pentru că ea a spus că vrea să te găzduiască o perioadă. Da, mi se pare dubioasă propunerea ei, mai ales că m-a atârât cu mine prin presă și m-a făcut în toate felurile. Na, eu sunt deschis la orice oportunitate și chiar sunt curios să văd și eu în ce stadiu stă ea de fapt. Tu putem spune, nu știu, ești acum în situația în care accepti chiar și ajutorul ei? Momentan vreau să ajungem acolo la fața locului, sunt deschis la oportunități, atâta pot să... Momentan vreau să și văd în ce condiții stă femeia, na. Ce poate să-ți oferi. Exact. Eu vreau să-l iau pe David la mine, pentru că sunt o femeie bună, cu un suflet mare. Eu acum sunt o femeie, om de rând, un om, nu sunt avută. Și din puținul meu, vreau ca să-i ofer și lui un adăpost deasupra capului și să-l iau lângă mine, pentru că sunt o femeie care am suflet, o femeie bună, miloasă. Deși tu, la un moment dat, ai avut câteva divergențe cu David, chiar și la noi în platou. Da, 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 bineînțeles, dar ce vreau să spun este foarte principal, este să știi să ierți și să poți să ierți. Dar știe toată lumea să ierte. Dar în momentul când ai suflet rău, nu poți să ierți, când ai inimă de câine. Iar când ai un suflet bun, cum îl am eu, poți să ierți. Eu l-am iertat pe David. Acum îi ofer și eu ce am. Principal e gestul contează. Sufletul contează. Ți-ai luat câteva haine sau așa ca să-ți ajungă, ai zis, 2-3 zile, posibil cât să rămâi acolo. Ne arăți ce ți-ai luat cu tine? Da. Păi mi-am luat așa, mi-am luat pijamaua. Asta e celebra pijama cu cursuleț cu care dor tu, nu? Da, mereu să mă poarte la bine și la greu. Așa. Să înțeleagă lumea. Așa, e pijamaua de care nu te despar tu niciodată. Da. Am amintiri frumoase pe ea. Asta pentru somn. Da. Tricouri, un training, mi-am luat și prietenii cu mine. Da. Am foto cu prietenii tăi, da? Prietenii la fel, prietenii de care nu te despart. Nu mă pot despărți de exact. Și eu mi-am luat și o icoană, că cine știe ce energii negative sunt în unde stă ea, și pe mama. Practic, mă rog, cealaltă icoană ta, dacă poți, da, să spun. Exact, da. Dar care e relația în momentul de față dintre tine și mama ta? În ultima vreme ați fost din nou un pic certați. Da, e o relație normală, să zic așa. Suntem, încercăm să ajungem la un numitor comun. Și bineînțeles produse de îngrijire, parfum, șampon, periuțe de dinți.
șampon. Vreau să îi ofer și eu din puținul meu ce am lui David. Și casa este practic cu o responsabilitate. Va trebui să te gândești cum, nu știu, vă rearanjați aici, unde ar putea să doarmă. Eu încă o gură de hrăni. Nu-i nicio problemă. Așa, deci eu o să dorm aici, în dormitor, iar lui David o să-i cumpăr o canapea frumoasă de la o borcă. Nu o să-i cumpăr din aia de piele, că nu am bani. Așa, de-aia mai sofisticat așa. O să-i cumpăr o canapea frumoasă de piele și o spunem aici, în bucătărie, că nu o să poată două paturi aici, în dormitor, în aceeași încăpere, că arată nasol. Iar o să-i pun acolo, o să facem frumos și stă acolo, eu aici, în dormitor, și el acolo. Aici punem o draperie frumoasă și gata. Când vine, mă, ce Dumnezeu? Când a venit și copilul ăsta? Ce te faci dacă își cere de mâncare? Poate e foame. Cum drag să nu-i dau să mănânce? Am salam, am brânză, măsline, mâncăm cu pâine. Te-ai pregătit, nu? Ei, ce să-i faci? Îi fac mâncare, dar mâncare dintr-o dată așa. Asta-i bine. Da. Săraca. Bună-mi milă de ampare, nu pentru că ce-am zis despre. Mamă, de seamănă cu blocările alea de fine, de groază, cu vineri 13, nebunul. Sunt șocant, poți cred că există așa ceva în România. Bine ai venit, mamă, bine ai venit, David. Ce faci? Îți place aici la mine? Bun, da. Îți ofer și eu ce am. Eu știu că tu ai fost crescut la doamna Luminița Cântăreața în condiții decente, în condiții bune, dar eu dacă am un suflet bun, îți ofer și eu ce am. Da, lasă. Uite, asta, dar dori, unde, da, te rog. Unde te speli aici? Unde mănânci? Unde te speli? Te speli la baie, dragă, că am baie pe hol, nu aici. Unde mănânci? Mănânci la bucătărie. Uite, mâncăm aici. Măi, ăsta e dormitorul. Aici o să dorm eu cu Jenel, ca să mă înțelegi, David, da? A, așa. Iar tu o să dormi, uite aici, mamă. Vino cu alea, mama. Uite aici. O să fac eu ordine aici, așa. Dăstup aici bine, fac ordine și o să cumpăr un pat frumos, o canapea pentru tine. Din ce bani? Păi din banii mei, că eu mă descurc, bun flori. A, păi tu crezi că eu stau așa? Vai de mine. Păi aș muri ca un câine din ăla nevinovat. Vând flori, vând, fac, dreg și am bani, tot timpul. Mă descurc, asta e principal. Și am bani. Dacă muncești, ai bani. Și de-aia spun. Și uite, vreau să-ți dau și ție o mână de ajutor, pentru că știu ce înseamnă să fii amărât, știu ce înseamnă să fii singur. Stai puțin, nu sunt, da, amărât, da, da, și nu sunt, ei, singur. Eu n-am zis asta, am zis să vezi cu bun al cuvântului. Nu sunt condițiile bune pentru mine, nu știu, eu am fost și am trăit în alt fel. În de... alt mediu. Exact, nu vreau să te jignesc. Eu te-am înțeles că ai trăit în alt mediu, dar eu ți-am oferit și eu ca... În primul rând, chiar nu... E super mega igrasie aici, e horror. Chiar lasă nu... că zugrăvim la vară. Unde zugrăvești? Că spui că zugrăvești de când te știu eu pe la televizor, n-ai zugrăvit nimic. A, păi pe iarnă cine dracu zugrăvește? Nu zugrăvește nici papa de la Roma. De ce? La vară. Păi cum iar? Doamne ferește, n-am pomenit oameni să zugrăvească iarnă. Nu zugrăvește iarnă? Nu, nu. Cel puțin alții poate ori zugrăvi. Dar eu nu zugrăvesc iarna, că mie nu mi-arde de zugrăvit. Mie mi-arde să mă duc să-mi fac bani, să-mi vând o floare frumos. Da. Ai înțeles? Să-mi fac bănuți. Da. Așa, cu zugrăvitul nu te speria. Că o să zugrăvește imediat. Plătesc la cineva și îmi zugrăvește cu lavad, mă ferește, dar culoare. Nu te pune problema să stau așa aici. Doamne! Unde-i baia? Eu ți-am oferit, păi nu ți-am spus că te-ai făcut. Arată-mă și mie. Măi, David. Pe hol. Unde mă spăl? Pe hol, dragă, nu o să te speli cu mine aici în casă. Pe hol. Sau dacă nu, uite, știi ce facem? Încălzim o oală mare de apă, așa, ca la curte. Para gaz frumos și te speli coloșea. În bucătărie, uite acolo, unde-i ține. Că eu pun o draperie aici sau ies afară. Ce nevoie am să stau cum te speli tu? Te-ai spălat și te-ai aranjat și ai terminat povestea. Dacă tot spui că unde mă spăl, dar eu am baie pe hol. Cam WC-ul pe hol. Asta e situația. Eu ți-am oferit
Și eu ce-am putut. Acum, cum nu, vrei. E... Gestul contează. Într-adevăr, gestul contează, dar condițiile sunt oribile. Și cât e lumina aici? Așa, mă rog, cheltuielile acestei... Lumina? Da. Cât să fie? 1.000.000. 100 de lei. Măi, numai te omoră de cheltuieli, că eu sunt care fac. Dar pune și tu mâna pe muncă, mă duci tu la muncă. Dar de unde știi tu că nu muncești? Păi, dacă spui că și că câte cheltuielile. Păi am întrebat... Păi. Că n-are nimic, nu te interesează pe tine, mă interesează pe mine deocamdată. Dacă ți-am oferit, înseamnă că eu mi-asum toată răspunderea, da? Ca să îți dau să mănânci, ca să îți dau un pahar de suc, ca să-ți dau o bucată de pâine. Televizorul merge măcar, ai internet? Ca să-ți dau haine, să te îmbrac, să te încazi, mamă. Merge, dragă, stai liniștit, dar nu știi să-i dai drum. Ba știu să-i dau drumul. Nu. Merge, drăguțule. Vai de mine. Ai bandăluț? Unde muncești? Mamă, dar eu în jegul ăsta murdăresc pijamați, nebuniți. Da, știu că nu e jeg. Unde nu e jeg? Cum să fie jeg? Ia uite ce pat curat am. Doamne, ferește. Păi? Miroase e grasie. Ei, lasă-mă, mamă, că zugrăvim. Băiat. Ne zugrăvim. Cred că da, vrei să dar tu unde muncești? Să te ajut. Tu, păi fapt. Tu n-ai pentru timp. E, tu de n-ai unde o chiftea în burtă. Dar să mai mă ajut pe mine, David. Hai să mor tu, că n-am eu chiftea în burtă. Să mor tu? Dacă ai. Ia arată câți bani ai. După ce că îți dau o mână de ajutor și te ajut aici, îți dau să mănânci, îți fac mâncare. Că mi-e milă de tine că ești vai de capul tău, amărât, vai de capul. Vrei să-ți dau salam? Brânză, măsline? De nu aperitiv, dar ce mănânci? Salam și măsline. Păi ce mănânci? La restaurant, la... N-am eu bani de restaurant, că eu banii care iau, iau mâncare în casă, măi, băieți. Păi arată ce mâncare ai în casă. Păi da, da, acum n-am făcut, am fost plecată. Unde e frigiderul? Frigiderul? Da. Păi n-am frigider deocamdată. Ia uite ce pantalon jumuri și rup și murdar și jegul și ai pătine. Dar de ce are jeg pe ei? Unde are jeg uite pe ei? Jeg, uite jegul, stai, ia uite jegul. Ia uite pantalonul meu ce curat. Și uite cum stau. Și uite pantalonul tot ce jegos. Măi, băiete, ești plin de jeg. Du-te de aici că nu mai te primesc. Hai, ieși. Uite ce Adidas murdare. Ia uite. Ia uite jegul. Păi tu ești plin de jeg, vai de tine, jumuri și amărât. Și eu ți-am dat un dege și tu mai faci și pe nebunul, măi. Angelica, hai să nu ne certăm și nici... Eu nu mă cer cu tine, da. Calmează-te, calmează-ți... E om de omenie, mamă. Calmează-ți o guriță. Pune-o, mamă, acolo. Ia mâna de pe geanta mea, nu vreau să... Doamne ferește. Ai ceva la cap, băiete, mamă, să te fac bine la psihiatrie. Eu am vrut să-ți iau geanta cu să pun deoparte. Lasă că ai tu bani să mă duci la psihiatrie, ok? Hai, mă, că am bani. Că eu da, fac văd, bani. De chipsuri și de eu cufuleți. Eu am bani mereu, mereu. Eu de ce alem? Ce ți-ai luat? Ești tu vișinată? Nu e dragă, e... O să bei. Uite, ia și bea dacă vrei. Stai liniștită, nu, nu, mulțumesc. Optim. Nu, mersi. Vrei să te servesc cu chipsuri? Nu. Hai că te servesc cu salam și pâine. Haide. Hai, pe cuvântul meu. Ia să vezi. I-am luat lui Jean, am mâncat cu Jenel și te mănâncă și tu. Stai să-ți dau pâine, că vin la mama încoace, că e proaspete, e bune. Ia uite-te. Așa, hai să-ți dau și pâine. Ia și mănânc acum. Păi ce să-ți fac, drag? Te servesc și eu cu ce am? Ce să-ți fac, nu, David? Uite, pâinică, cum vrei? Să o tai sau o rup cu mâna? Cum prăjită, ești obișnuit? Dacă se poate. Poți să-mi prăjești? Da. Da, hai să aduc și prăjitorul. Ai prăjitor? Da, cum să n-am. Dar uite, mă gândesc că fac aici afum, mamă. Înțelegi? Hai, lasă, că o prăjim altă dată. Păi cum, că mi-afum hainele, ai nebunit? Astea-s haine de firmă. Băi... Băi, ai cum vorbești? Băi, poate... Eu vreau ca să-ți dau să mănânci și tu ce faci la mine în casă. Vai de capul tău. Cred că ești dus cu sorcova rău de tot. Rău. Cum zici tu, ai boss? Ceva la cap, băiatule. Du-te, fă-te bine, mamă, că mie mi-e frică să stau cu astfel de la mine în casă. Înțelegi? Nu mai, gata. Păi dacă eu vreau să te ajut, cu ce pot? Îți dau și eu un deget. Da. Înseamnă că numai un om nebun zice vorbele astea. Eu fac un gest. Un om când face un gest pentru cineva, pentru o persoană, trebuie să-i mulțumești. Indiferent cum este. Că s-a înseamnă un gest uman. Intențiile tale nu sunt bune, Angelica, pe bune. Te știi o țară întreagă. Ce intenții? Păi dar eu nu vreau nimic de la tine, că tu nu ești capabil de tine să faci tu bani. Eu te primesc fără nicio intenție. A, tu vrei să mă primești ca să fac bani, un fel de... N-am nevoie de bani, n-ai nicio chiftea, tu n-ai un covrig.
Uite, hai ca să fiu eu un om bun, uite, îți dau să te ajut. Nu, nu, nu. Hai, uite, ăștia-s cadou pentru mine. N-am nevoie, stai liniștit. Uite, hai, te rog eu frumos. Ia ești tu afară, hai. N-am uite, nevoie. Vreau să te ajut. Măi, pleacă de aici. Pentru că chiar mi-e milă de tine. Vrei să arăt că eu am bani? Ia. Pleacă, mă pleacă nu, cu banii. Nu mă, nu mă atinge. Dă-i-ncoa, dă-i-ncoa, hai dă-i. Hai dă-i să-i arunc. Îi dai la copiii tăi să nu, le cumperi ceva? Nu, i-arunc, că n-am. Am bani, sunt capabilă să fac bani. Din ce faci bani? Din florile mele, vând flori. Din flori, că ești văzută că cerșești la nu e adevărat, nu e adevărat. Păi să arăt și flori, dacă vrei. Nu e adevărat. Hai arată, dacă ești tare. Hai, păi arată acum. N-am internet. Ah, păi vezi că este aberație. Dacă vrei. E firar gura lor a dracu care minte. Nu, chiar ai fost văzută pe bune. Nu, 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 e minciune, aberație. Eu n-am cerșit în viața mea. Eu sunt din familie de muzicanți. Și singurul lucru care fac ca să mă întrețin pe mine și pe Jenel, nu e o rușine. Ba mie chiar îmi place. Sunt flororeasă, vând flori. Mă duc la piața Coșbuc, îmi iau garoafe, trandafiri, nu e o rușine. Pentru că muncești pentru ele, te duci, le cumperi, te duci, le aranjezi, că nu se vinde așa epilitoarea omului în mână și gata, iau. L-am crezut că s-a în camera mea, trebuie să o aranjezi și tu? Păi ți-mi te-a spus, măi, o să ai camera ta, uite aici, camera ta. Păi nu ți-am spus, uite patul, ți-l cumpăr mâine. Ți-l cumpăr pat de la obor de pluș. Și ți-l pun aici, dau cu lavabil, uite, dau cu lavabil aici. Ia uite-te tu la mine, David. Uite așa, dau cu lavabil aici. Uite așa, uite, dau cu lavabil, tot zugrăvit frumos, cu alb, zugrăvim o culoare, un mov așa aici, pun canapeaua aici și te culci liniștit. Aici pun o draperie și stai liniștit și eu cu Jenel mă culc aici pe patul meu. Și unde dorm în seara asta, așa de curiozitate, dacă cumperi patul, când o să-l cumperi? În seara asta? Ok, da. Uite unde dorm. Unde dorm? Te bag pe pat aici, te culci, eu iau clapuma, îți dau o pătură să te învelești și mă culc aici, jos. Așa se face, așa mi se pare civiliza. Sau vrei să te pun pe tine pe jos și eu în pat. Eu pot să fac și așa dacă vreau, dar am zis să am bunul simț. Că așa se face cu un băiat, cu un musafir în casă. Nu să-l ții pe musafir, să-l ții unde e mai urât și tu să stai unde e mai frumos. Mie mi se pare un lucru urât. Da, nu, mulțumesc da. De... Ospitalizare. De unde ai tu casă? Bani de casă? Cam. Păi de unde? De undeva. Păi de unde e la de undeva? Servicii ai?